Fraților și surori, haideți din textul acesta, din 1 Samuel, capitolul 7, să extragem câteva învățături, pe lângă cele care ni s-au adus înainte, referitoare la călăuzirea Domnului. M-a mirat, aici citind versetul 2 și versetul 3, gândiți-vă, după 20 de ani, de absență a chivotului lui Dumnezeu din Israel, probabil de absență a preoților de la slujbă, a jertfei, vorbeam cu fratele Ștefan aici pe scaune, în cei 20 de ani nu se știe dacă s-a adus vreo jertfă pentru păcatul poporului, o jertfă de peste an. Și totuși, după 20 de ani, spune versetul 2, toată casa lui Israel a plâns după Domnul și imediat Samuel, versetul 3, a sesizat ceva. Dumnezeu vrea să producă în generația aceasta de oameni o trezire spirituală. Fraților și surori, e mare lucru să-ți dai seama dacă plânsul unui popor este într-adevăr inspirat de Duhul lui Dumnezeu sau este inspirat de total alte lucruri. Am întâlnit caz în care un tânăr s-a întors la Domnul, s-a întors și puțin spus, sau poate prea mult spus că s-a întors la Domnul, poate numai a virat către Domnul vorbind în limbajul șoferilor. A auzit o predică la o evanghelizare, a fost sensibilizat și a zis, mă duc și mă botez. Și a trecut un pic de timp, a început să se simtă cam străin în biserică și tot mai străin și a plecat în lume. Și este cazul multor tineri acesta. Știu un caz concret, dar este cazul multor tineri. De unde să știi tu că acel tânăr sau acel om care vine să ceară botezul este într-adevăr născut din nou? De unde să știi? Și chiar dacă ai ști, ce ai putea să faci? Pentru că, vedeți, au fost frați cu experiență, fratele Lazar din Borhanci, am auzit clar întâmplarea aceasta. Merge undeva în zona aceea Gădălinului și urma să se facă un botez în câteva luni. Și cei care erau candidați pentru botez sunt trecuți prin vizorul Duhului Sfânt ca să vorbească Domnul, că așa se făcea atunci. Mergeau și puneau înaintea Domnului să vadă, măi, ăsta e într-adevăr serios sau nu? Și la unul dintre cei care erau pe listele de botezi, îi vorbește Duhul Sfânt prin sora Rozalie și spune, cât despre tine care ești o vulpe vicleană? Auzi, să-ți zică Domnul de față cu o biserică întreagă așa, ce te faci? Și tu ești candidat pe listă de botez. Și zice, nu încheia legământ cu mine că n-o să pot să-l ții. Și el a zis, îmi pare rău, eu vreau. Biblia spune că cine crede și eu cred. Și toate principiile biblice eu le-am respectat. Vă rog frumos, botezați-mă. Și frații, după ce l-au pus la probe, au văzut că n-au ce se bage de vină, l-au botezat. După ce l-au botezat, a trecut poate o lună, două, trei, nu știu cât, și omul era înapoi în lume, la birt, cu foștii lui prieteni și râdea lumea. Zice, bă, pocăitule, și el le spunea, eu n-am fost niciodată pocăit. Și ca să știți, le spunea el, Dumnezeu mi-a vorbit să nu mă pocăiesc, dar eu m-am îndărătnicit și m-am pocăit. Uite, de unde să avem noi călăuzirea aceasta sfântă, să distingem autenticul de fals și o trezire personală a unui suflet sau a unei biserici, o trezire generală sau a unui popor, a unei țări, să știm, să verificăm, să credem că într-adevăr Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a realizat-o. De unde? Și uite, am extras din experiența lui Samuel cinci principii de călăuzire. Sunt lucruri simple pe care le-ați mai auzit, dar sunt importante pentru fiecare dintre noi. Trebuie să te duci ca și copil la o școală, nu știi ce școală să alegi.
apoi mai târziu la facultate, apoi să-ți cauți un loc de muncă, apoi să te căsătorești și așa mai departe. În toate lucrurile, în toate deciziile majore ale vieții, este bine să ținem cont de aceste principii. Dumnezeu vorbește omului însă, când într-un fel, când în altul, spune cartea lui Iov. Și omul trebuie să ia seama. Primul principiu care l-am extras din viața lui Samuel este acesta. Principiul de călăuzire directă prin vocea Domnului. Samuel aude și spune capitolul 3 din 1 Samuel. Cuvântul Domnului era rar, vedenile nu erau dese și a trebuit Dumnezeu să vorbească unui copil. Atunci când Dumnezeu nu găsește un om ca să se folosească de el, vorbește prin copii. Și Domnul le spune celor din timpul lui, în special fariseilor, dacă un copil tace, o să strige o piatră, pentru că Dumnezeu asta vrea, vrea să vorbească prin cineva, dar înainte vrea să-i vorbească cuiva. Și atunci, gândiți-vă, Samuel stă și doarme în templul lui Dumnezeu, în cortul, în tabernacol, încă nu exista templu atunci, în cort, și aude o voce. Și vocea aceasta spune, Samuele, Samuele, versetul 10, precizează clar din 1 Samuel 3, cum îi vorbea Domnul. Și el atâta respect față de un om mai în vârstă, că se duce să-l trezească. Iată-mă că ce m-ai chemat. Zice el, îmi pare rău, du-te și te culcă, eu nu te-am chemat. Și a doua oară, și a treia oară, și de fiecare dată el acordă respect omului lui Dumnezeu, lui Eli, și spune el, îmi pare rău, nu te-am chemat. Și până la urmă trebuie ca omul acesta, viitor proroc al lui Dumnezeu, să se întâlnească în copilăria lui cu Dumnezeu. Și începe să îi spună Domnului, vorbește, Doamne, căci robul tău ce face? Ascultă, Doamne, ajută-ne! Și uite ce spune 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 19. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta. Uitați, fraților, în 20 de ani de întuneric spiritual, când nu era chivot, nu era preot, nu erau nimic din toate jertfele prescrise prin legea lui Moise, exista o singură luminiță care încă pâlpâia. Spune versetul 21, Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Domnul să facă și în albinii să existe oameni care să audă direct vocea lui Dumnezeu. Uite, este un caz de călăuzire directă. Doamne, ce să fac? Și Domnul zice ce să faci. E extraordinară călăuzirea aceasta. Al doilea tip, și chiar aici la tipul acesta de călăuzire prin auz, cunosc foarte clar, concret, cazul unei surori care aude vocea lui Dumnezeu. Și așa de mult mă bucur când stau, mai discut, o soră în vârstă. Zice, pur și simplu, frate, aud. Dar zice, e diferită de o voce umană, e o voce cerească. Eu o aud și ceea ce îmi zice Domnul caut să împlinesc. Domnul să ne ajute pe toți, să ne deschidă urechile inimii. Cazul 2, tot călăuzire directă, este prin prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Sau prin văz spiritual, putem să-l numim. Gândiți-vă că Samuel, în timp ce se roagă acolo la Silo, se roagă, vede ceva și mijlocirea lui era asta, cred, printre altele. Pe lângă că el mijlocea pentru popor, a început să vadă că Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile poporului și începe să le adune pe calea plângerii, plânsului acestuia sfânt, al apropierii de Dumnezeu. Vedea pe lângă acestea chivotul lui Dumnezeu dus în captivitate la filisteni și se ruga și spunea, Doamne, adu chivotul înapoi, dar mai mult decât atât, vino cu prezența ta înapoi în mijlocul poporului tău. Doamne, vino, Doamne, vino, Doamne, vino. Și rugăciunea lui era continuă.
Vedea chivotul lui Dumnezeu dus pe la Asdod, pe la Gat, pe la Ecron, pe la căpeteniile filistenilor și se ruga și spunea: Doamne, nu pot să stai nepăsător, acționează! Și nu mă auzea Samuel: măi, ți s-a împlinit rugăciunea, dar cum? Dar el știa dinainte că Domnul l-a făcut să vadă din punct de vedere spiritual că ceva se mișcă acolo. Era ochii aceia spiritual deschiși. A început Dumnezeu să lovească cu moarte în Ecron, în Gad, în Asdod. Dagon cade cu fața la pământ înaintea chivotului lui Dumnezeu și aude Samuel lucrul acesta, dar mai mult, aude că poporul vrea să se adune, să se pocăiască și să se întâlnească cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi deschide ochii și zice: o să dau o mare biruință și o mare izbăvire în poporul meu. Extraordinar, fraților și surori, dacă în anul acesta, 2018, avem nevoie de ceva, avem nevoie de prezența vizibilă a lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dacă Dumnezeu a pedepsit pe cei din Filistia, lovindu-i, și s-a văzut lucrul acesta. Uite că în cazul lui Moise, m-am uitat și în viața lui Moise, să văd prezență vizibilă. Era un nor care mergea înaintea poporului și norul acesta noaptea lumina. Ziua îi ocrotea de razele soarelui și se ducea Dumnezeu în acest stâlp de nor, îngerul Domnului, ca să le caute un loc de odihnă. Și ce frumos se ruga Moise, spune în Cartea Numerilor, în capitolul 10: Doamne, mergi înaintea noastră cu norul tău ca să se risipească cei care ne urăsc și ne prigonesc. Și când se oprea norul, după o zi, după o lună, după un an, după doi, nu conta, atunci se oprea și tabăra, Moise zicea: aici s-a oprit norul, aici ne oprim și noi. Și spunea Moise: Doamne, acum știi ceva, întoarce-te în mijlocul nostru. Era un om care avea ochii deschiși. Nu scrie în Biblie că norul acela era observat de toți cei din Israel. Nu scrie asta. Dar Moise, Aron, oamenii care erau aproape de prezența lui Dumnezeu, erau pătrunși de prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Îl vedeau pe Dumnezeu în acel stâlp de nor. Doamne, ajută-ne și noi să înțelegem, deschide-ne ochii spirituali ca să vedem exact care este voia ta și calea ta. Domnul să ne ajute. Apoi, cazul 3. Călăuzirea Domnului aceasta este indirectă, prin oamenii Domnului. Și îl găsim aici în 1 Samuel, capitolul 10, pe Saul, în capitolul 9. Saul pierde niște măgărițe și câștigă o împărăție. Mare, mare, mare afacere a făcut Saul. Dă niște măgărițe pe o împărăție. Asta e afacere foarte faină, foarte mare. Dar ajunge el prin această împrejurare în casa lui Samuel și Samuel începe să-i vorbească din partea lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 9, versetul 6, spune așa: sluga i-a zis lui Saul: iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază, tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Vedeți, fraților și surori, nu trebuie să alergăm după proroci care spun și să mai întâmplă câte ceva și zic: îmi pare rău, am dat greș. Nu, ăștia nu-s oamenii Domnului. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Domnul să ne lumineze la aceasta. Mergem la cazul 4, de călăuzire indirectă, prin oamenii lumii. Uite că și prin oamenii lumii Dumnezeu poate să ne călăuzească. Ne călăuzește prin proroci, prin Samuel, îl călăuzește pe Saul, pe noi, da, prin oamenii lui. Dar uite că un caz 4, călăuzire indirectă, prin oamenii lumii. Și vin filistenii înaintea vrăjitorilor și a ghicitorilor. Băi, ce să facem? Că Dumnezeu ăsta ne lovește cu moartea. Și ăștia spun: știți ce să faceți? Nu vă împietriți inima, spune versetul 6 din 1 Samuel 6, și trimiteți chivotul înapoi în Israel. Uite că le-a vorbit Domnul la oamenii aceia, prin niște ghicitori, Domnule, prin niște vrăjitori. Și am cunoscut caz al unui om care a vrut să facă ceva rău în biserică, ceva rău, să se facă de rușine.
Vrea el să dea pe față niște lucruri și apoi să plece furios din biserică și îl întâlnește un coleg de serviciu, un bețiv, bețiv notoriu, era bețivul instituției. Și zice, bă, pocăitule, să nu faci ce vrei să faci acolo la biserică, că am avut un vis azi noapte și să vezi tu ce-i păți. Uite ce i-a zis un bețiv. Dumnezeu poate să ne călăuzească prin oamenii lumii, prin oamenii din jurul nostru. Uite că pe filisteni a călăuzit prin ghicitori, prin vrăjitori. Extraordinar. Și apoi cazul 5 de călăuzire indirectă prin evenimente. Iau ghicitorii și vrăjitorii niște vaci. Ăstea aveau vițeluș acolo. Normal ar fi fost, dacă vițelul îndrajd și plânge după maică să meargă acea junintă sau știu eu, vaca aceea să intre la vițel înăuntru, îndrajd. Dar spun ei, uite, Dumnezeu poate să ne vorbească prin evenimente, prin animale, prin natură. Și dacă aceste animale vor pleca spre țara lui Israel, Dumnezeu ne-a vorbit. Și exact le-a vorbit Dumnezeu. Uite, fraților și surori, în câte feluri poate Dumnezeu să ne vorbească. În poporul Israel, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise pe drumul acela spre țara făgăduinței, prin urmărirea egiptenilor, erau în spate, prin sete, prin foame, prin frig. În toate oamenii ăia din Israel vedeau numai piedici și numai că Dumnezeu nu e în mijlocul nostru și așa mai departe. Dar în toate acestea Moise vedea oportunități de a-și arăta Dumnezeu slava. Atunci când apare în viața noastră un eveniment neplăcut, apare o veste, cancer, altceva, fraților și surori, este o ocazie pentru Dumnezeu ca să-și arate slava. Slăvit să fie Domnul! Nu trebuie să deznădăjduim, Dumnezeu vrea să ne vorbească. Domnul vorbește celui ce ia seama. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Amin.